Nichiforciuc, domnul Voronin? Jolic. De ce? Păi de ce? El o mare parte din acei 14 deputați din partea partidului nostru care ne-au trădat și au plecat din fracțiune și din partid, el ia verbov că a făcut. Noi stăm în Parlament. Eu stau iaca în fotoliul acesta. Lângă mine stă Ina Șupac, după Ina Șupac stă Lena Bodnarenko, după Lena stă Nichiforciuc. Și el în timpul ședinței face agitație lui Bodnarenko că să treacă cu ei împreună. Și m-am ascultat, m-am apucat, nu știu cum am abținut, dar m-am apucat de el, am spus că еще одно слово, и ты здесь будешь иметь большие проблемы, cât и tot parlamentul, cât и tot țara. În timpul ședinței parlamentului. Asta s-a întâmplat până la plecare celor 14. Nu, și ei am plecat și lor le mai trebuiau încă. Și pe Lena Bodnarenko o prelucrau și... Dar tu ce n-ați depus denunță împotriva lui? Și aici acum o cheamă Serioja Sârbu, a plecat în Soroca și a invitat-o la ceai acolo, într-un restaurant, și acolo îi făcea agitația lui Lena Bodnarenko. Ce fel de scheme coordona Nichiforciuc în Republica Moldova? Eu nu știu mai mult. Eu știu chiar că despre prostiile astea cu Verbovka. El s-a ocupat Nichiforciuc. E adevărat că el era foarte aproape de fostul director de la Poșta Moldovei? Nu sunt la curent mai mult nimic despre acest Nichiforciuc. Este un animal, pur și simplu. Și el odată ar să dă el peste cine trebuie. Acest Nichiforciuc. Noi suntem gata să-i oferim dreptul la replică domnului Nichiforciuc. Dacă animalii nu vorbesc, animalii fac prostii. Nu, el, haideți, nu-l înjosim. Înțeleg. Dar asta nu-i înjosirea, asta e aprecierea pentru Nichiforciuc.